Salutări și bine ați venit la peplus.ro, unica platformă video din România cu informații din domeniul ospitalității. Doar aici primiți conținut relevant și interesant în fiecare zi. Dacă vă place și nu vreți să ratați următoarele clipuri, apăsați subscribe. Se caută o mie de angajați în Horeca. Un anunț de acest gen nu mai reprezintă o surpriză pentru nimeni. În piața Horeca știm că patronii resimtă o nevoie continuă de personal. Este și cazul brandului McDonald's, care chiar caută o mie de noi angajați pentru locațiile din România. Cu 72 de restaurante în 21 de orașe, compania este unul dintre cei mai mari angajatori din țară. 4500 de angajați întâmpină zilnic aproximativ 200.000 de clienți ai îndrăgitului brand american. Programele de recrutare ale McDonald's sunt deschise tot anul, un indiciu că nici aici nu vorbim de o criză de personal sezonieră, ci de una care se menține pe întreg parcursul anului. Asta deși salariile pe care le oferă brandul american nu sunt deloc de neglijat. Grila salarială pornește de la 3250 de lei brut însă un manager trainee poate ajunge până la 4500 de lei. McDonald's susține de asemenea că este foarte atent și la dezvoltarea angajaților, astfel încât un manager trainee poate ajunge ca în 2 ani să conducă unul dintre restaurantele McDonald's. Ne-ar interesa să știm și părerea dumneavoastră. Dacă ați fost angajat McDonald's sau cunoașteți pe cineva, povestiți-ne din experiențele voastre. Cum e mediul de lucru, cum se comportă superiorii și dacă într-adevăr avansările interne sunt încurajate des. Nu în ultimul rând, vă reamintim că Pplus.ro a lansat platforma Horeca Jobs. Dacă sunteți în căutare de personal specializat în servicii ospitaliere, așteptăm anunțurile dumneavoastră de angajare pe adresa contact Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați, dacă ați aflat ceva nou și util, dați un share și un subscribe pentru a nu rata următoarea. Agora ele é não mais de bico.